6 ianuarie. Ascultă, i-am spus, m-am cumpănit și am dat un mic brânci cu genunchiul. Acum eu mă duc. Dacă vrei să vezi și tu, deschide bine ochii. Așa, m-a întrebat el și în vremea asta mă privea drept în față, cu ochii larg deschiși, cu o privire directă, dar cu toate acestea atât de vagă, încât aș fi putut-o abate în lături cu un simplu gest al mâinii. Chiar pleci? Și ce vrei să fac eu? De ținut nu pot să te țin. Și chiar dacă aș putea, nu vreau. Și îți spun asta numai ca să-ți explic ție însuți senzația că eu te-aș putea opri. Și pe dată și-a luat expresia slujitorilor de pe treapta cea mai de jos, care, chiar și în casele cele mai bune, îi îmblânzesc sau îi sperie pe copiii stăpânilor. Ca printr-o vrajă, căci n-au fost nici împrejurări din afară și nici lăuntrice, acestea mai prielnice, acum de vreun an încoace, să mă împiedice, m-a oprit parcă ceva de la scris toată ziua asta liberă, căci e duminică. Mi-au răsărit în minte mângâietoare câteva noi înțelegeri despre ființa nenorocită, care sunt eu însumi.